Simona Halep vrea să impresioneze pe american la US Open și la tenis, dar și la look. După operația de mișorare a sânilor, Simona spune că joacă mai bine. Nu mă încântă cu nimic, vreau să joc tenis și să arăt ce pot pe teren. În rest, încă sunt mică și vreau tenis. Deși are numai 18 ani, Simona Halep a șocat pe toată lumea când a decis să-și micșoreze sânii. A scăpat de ceea ce toate fetele își doresc, dar mai are cu ce să atragă admiratorii. Înainte de US Open, Simona are mici probleme la brațe. Păi nu mai puteam servi, am avut o contractură la mușchi, la biceps. Nu știu de la ce, probabil de supra-solicitare, am avut 4 turnee la rând. Cu 120.000 de dolari câștigați din tenis, Halep e pe locul 95 în clasamentul mondial și urcușul abia acum începe, promite Simona. 20 de locuri pe acolo. Să mai urci. Da.